doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi vom aduce în atenția dumneavoastră câteva plante care sunt utile în cazul slăbirii. Sau pentru slăbire, așa este formula cea mai corectă. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Un subiect de interes pentru foarte mulți dintre telespectatorii noștri. Da. Slăbirea. Toți sau o mare parte dintre noi vrem să arătăm foarte bine, să fim la greutatea ideală, să fim super. Da. Numai că problema de slăbire nu este una chiar simplă. Este o problemă mult mai complexă. Trebuie să știi cum să slăbești, să ai voință și să ai răbdare. Și să știi și de ce nu ești la greutatea ideală, poate. Da. Știți cum e? Multe persoane cred că este suficient să nu mănânci ca să slăbești. Și, dar nu știu că organismul nostru se poate obișnui cu înfometarea și să nu dizolve deloc sau chiar foarte puține celule adipoase. Și ca atare să adică nu slăbim. Se obișnuiește să da. Trăiască, să da. Consume puțin din, da. Cât, din câte alimente consumă. Exact. Sau o altă variantă pentru unele organisme, bun înțeles. Trecem de la o alimentație calorică la una foarte puțin calorică, atunci organismul intră în panică, intră într-un stres și el, în loc să topească grăsimile, el le păstrează, ba mai și adună. Trebuie telespectatorii noștri să știe, mă rog, poate unii dintre ei știu, dar organismul consumă o parte din calorii exact atunci când prepară hrana, cea pe care am consumat-o. Da, o slăbire sănătoasă și corectă înseamnă reducerea carbohidraților, multe vitamine și minerale din fructe, multe fibre, proteine sănătoase și grăsimi sănătoase. Ce înseamnă carbohidrați? Mai puține pâine, paste făinoase, dulciuri, toate intră în categoria carbohidraților care trebuie să-i reducem foarte mult. Pentru că carbohidrați se găsesc și în fructe și legume. Am vorbit de fibre. Fibrele sunt tot carbohidrați, dar sunt foarte importante. Pentru că ele asigură sățietatea, tranzitul intestinal, asigură, au și caracter energetic, deci au multe calități. Iar proteinele sănătoase, vom vorbi de mai multe plante, care în cazul în care au aminoacizi esențiali mai mulți, cu cât au mai mulți, cu atâta formează proteine sănătoase. Proteinele sunt deosebit de importante. Acum nu, cele din plante sunt foarte sănătoase, dar noi nu eliminăm nici proteinele din pește, din carne slabă, deci alimentația trebuie să fie normală și completă. Iar când e vorba de grăsimi, multă lume crede că nu mâncăm grăsimi pentru că nu ne sunt de folos. Trebuie să știți că carbohidrații se transformă în grăsimi în proporție de 75%, pe când grăsimile în proporție de 20%. Deci, vedeți, dușmanii noștri nu sunt grăsimile, sunt carbohidrații, dulciurile și pâinea și pastele făinoase. Iar grăsimile ne sunt de un real folos, pentru că grăsimile reprezintă substanța energetică de bază. Grăsimile sunt de mare importanță în procesul de slăbire, pentru că au rol energetic imediat. Dar trebuie să selectăm grăsimile, care sunt bune și care sunt rele. În general, grăsimile din plante, grăsimile nesaturate, polinesaturate, sub formă de uleiuri vegetale, cum este uleiul de măsline, sunt foarte sănătoase. Iar grăsimile din animale, grăsimile saturate, trebuie să le reducem destul de mult. Dacă ne gândim, vitaminele liposolubile, care sunt foarte importante pentru metabolismul organismului nostru, vitamina A, D, E, K, sunt de origine lipidică, deci sunt vitamine liposolubile. Deci ca atare, ele se află dizolvate în grăsimi, în lipide. Dintre plante, care ar fi cele mai semnificative?
plantele care să le folosim în curele de slăbire. O să vorbesc și de plante considerate aliment, și de plante medicinale, și din import, și de ale noastre. O să vorbesc despre plantele care credem la ora actuală că sunt mai noi și mai potrivite. În primul rând, semințele de in. Semințele de in sunt foarte importante în cura de slăbire pentru că stimulează metabolismul energetic, deci stimulează arderea grăsimilor. Semințele de in trebuie să fie întregi. Asta spun că este foarte important. Ele conțin și acizi grași omega-3 care au caracter emolient și asigură tranzitul intestinal, elimină constipația. Semințele de in se folosesc foarte simplu. Putem să ne facem, adică nu dimineața, seara, un macerat simplu din 3 linguri de semințe la 1 litru de apă. Fiartă apa. Lăsăm până dimineață, deci 8, maxim 12 ore. Dimineața filtrăm conținutul și îl consumăm cam în 3 reprize în timpul zilei. Această cură durează cam 2 săptămâni, facem o pauză de o săptămână și următoarea iar 2 săptămâni. O altă plantă despre care am și vorbit la cura de detoxifiere este planta psyllium, o pătlagină, care are un foarte mare rol în detoxifiere, dar are mare rol și în slăbire. Pentru că această plantă, în combinație cu apa, în stomacul nostru, crește în volum, se transformă într-o masă gelatinoasă și dă un aspect de sățietate. Deci, staie pofta de mâncare. Iar pe parcurs, pe traseu, ea curăță atât toxinele cât și grăsimile. Și trebuie să ne gândim că, în general, toxinele, când se depozitează în corp, cel mai mult se depozitează în depozite lipidice. Și atunci, dacă se topesc, să eliminăm toxinele, topim și lipidele. Această plantă psyllium conține atât fibre solubile cât și fibre insolubile. Fibrele solubile, în general, elimină toxinele și grăsimile. Fibrele insolubile, în general, reglează tranzitul intestinal. Cum trebuie consumate semințele? Semințele se ia o linguriță cu un pahar mare de apă dimineața și seara, sau acum este o combinație de astfel de semințe care conțin multe fibre, pentru că pentru asta ele cresc pentru datorită fibrelor multe pe care le conține. Așa, o altă plantă, quinoa, e considerată un super aliment modern. Unii spun că este pseudocereală, pentru că ea, de fapt, seamănă cu niște semințe de cereale, de grâu, dar, de fapt, nici nu face parte din familia grâului, ci face parte din Chenopodiaceae, din altă familie. Dar se recomandă în cura de slăbire semințele de quinoa, pentru că conțin multe fibre și proteine foarte sănătoase. Deci, fibre conțin de două ori mai multe ca și grâul, ca și cerealele integrale. Iar proteine, spunem că conține multe proteine și valoroase, pentru că în componența ei se află 9 aminoacizi esențiale. Această plantă quinoa se prepară foarte simplu, se poate face o garnitură de semințele, de, să zicem așa, dintr-o ceașcă de semințe, obținem 3 cești de conținut de mâncare, da, de aliment. Preparat. Așa, de preparat, bun înțeles. Se adună la o ceașcă de semințe, se pun 2 cești de apă, se pune la fiert cam 20 de minute și uite, s-a terminat mâncarea. Și în forma aceasta, noi putem să o păstrăm la frigider. Dacă vrem să fie și mai gustoasă, putem să adăugăm în apa respectivă un pic de sare, niște condimente. Și asta e forma de bază care o punem în frigider. Și de fiecare dată adăugăm alte și alte alimente și o preparăm pe loc atunci când sau dorim. Sau facem o garnitură de legume la ea? Sau? Da, de legume. E un fel de piure, n-am făcut niciodată. Sunt niște, ca niște semințe de grâu, un pic așa mai bătute,
Și normal se păstrează așa, se păstrează. Deci să știți că se mănâncă cu foarte multă plăcere și bună la gust și nu deranjează deloc. N-am făcut niciodată, n-am consumat niciodată, nu știu. Da. Semințele de chia. Semințele de chia sunt niște semințe așa de culoare închisă, mai mici. Chia, de fapt, este o salvie. Se și numesc salvia hispanica. Aceste semințe se recomandă în cura de slăbire tot pentru că au foarte multe fibre și pentru că au proteine valoroase. Dar aceste semințe mai au în plus niște acești grași omega-3 care se află în combinație cu antioxidanți puternici și de aceea antioxidanții le protejează pe aceste grăsimi și ca atare nu se oxidează. Și de aceea sunt considerate semințele chia surse și de grăsimi valoroase. Conțin și triptofan, care hormonul acela fericirii din timpul zilei, în timpul nopții, se transformă în melatonină. Semințele de chia în stomac se umflă cam de 10-12 ori și dau o senzație de sățietate, taie pofta de mâncare, iar când ajung în stomac, conferă hrană pentru bacteriile folositoare și ca atare se îmbunătățește digestia. Semințele de cheia sunt un remediu pentru persoanele care doresc să-și îmbunătățească performanța fizică, pentru sportivi, pentru alte persoane. Și nu conțin gluten, dar de fapt sunt mai multe care nu conțin gluten. Asta ar fi o alternativă la persoanele care prezintă intoleranță, pentru că sunt foarte multe la ora actuală care nu suportă glutenul, adică această proteină din cereale. Nu conțin nici grăsimi, nu conțin nici colesterol. Pe lângă faptul că reglează și stimulează arderile depozitelor lipidice, chia controlează și grăsimile din sânge. De multe ori și colesterolul și cele două fracțiuni le reglează. Este benefic și în cadrul oaselor, în cadrul sistemului pentru dezvoltarea oaselor, pentru dezvoltarea sistemului nervos. Deci au multe efecte benefice. Și se folosesc cu mai mare ușurință decât anterioarele, pentru că nu trebuie chiar nici fierte. Le putem mânca așa cum sunt în stare crudă, le putem adăuga în sucuri, putem să le adăugăm în prăjituri, putem să le adăugăm în mâncăruri preparate. Deci în toate formele de alimentație le putem adăuga. Am înțeles. Ați început cu semințe și ne-ați înșirat mai multe tipuri de semințe, până la urmă, semințe cereale, cum sunt ele catalogate. Plante, așa cum știm noi. Care acum, sunt? Vă spun eu o plantă care se găsește în foarte multe capsule. În foarte multe capsule se face un extract din planta numită Garcinia Cambogia. Aceasta e o plantă care, dacă vă uitați la preparatele pentru o slăbire, îi prezentă în foarte multe. Această plantă face un fruct care seamănă cu un dovleac mai mic, de culoare verde. Din peretele, din coaja acestui dovlecel, se scoate un extract natural care conține ca substanță activă acidul hidroxicitric. Acest acid ce face? Inhibă enzima care ajută la transformarea carbohidraților în grăsimi. Deci, ca atare, carbohidrații nu se transformă în grăsimi și nu se depun grăsimile sub formă de țesuturi adipoase. Și mai fac încă un lucru bun, contribuie la oxidarea totală a glucidelor, transformarea lor în energie și nu permit depunerea sau transformarea în grăsimi. Deci, este o plantă foarte importantă în cura de slăbire. Deci, ca atare, capsulele care conțin Garcinia Cambogia sunt de un real folos. Iar la nivelul stomacului și Garcinia Cambogia taie pofta de mâncare, este bună și pentru prevenirea, reducerea celulitei.
Știți că în cura de slăbire, sub piele, rămâne un fel de depozit, așa, de celule adipoase combinate cu apă, retenția de apă, și acest conglomerat nu este nici oxigenat bine, nu este nici bine irigat. Și formează acea, îi spune, portocală, piele de portocală, așa, care trebuie să o eliminăm. Că nu-i estetică. Și ajută estetică. Garcinia? Ajută, iar dacă vrem să ajute și mai mult în perioada curii de slăbire, este bine să ne gândim și la un masaj, dacă avem în multe zone ale corpului. Și consum suficient de lichide. Da, da. Pentru că, normal, dacă noi ne-am hidrata cât trebuie, organismul n-ar reține apă. Pentru că în cura de slăbire ce urmărim, de fapt, noi? Urmărim să dizolvăm depozitele de grăsime și urmărim să protejăm proteinele din mușchi. Că altfel, organismul folosește proteinele din mușchi și noi scădem în greutate, dar nu scădem prin depozitele adipoase, ci prin proteinele musculare. De aceea vă spun un lucru foarte important. Cura de slăbire totdeauna se știe și toată lumea știe că trebuie să fie însoțită de exerciții fizice, de antrenament, de muncă fizică. Și de un control al alimentației. Așa. După, să zicem noi, munca aceasta fizică, exercițiile fizice, antrenamentul pe care îl facem în fiecare zi, va trebui prima masă să fie consistentă. Dăm un surplus de proteine sănătoase, pentru ca organismul să nu consume proteinele din mușchi. Dăm și glucoză mai multă, adică carbohidrați, pentru ca organismul să-și formeze înapoi depozitul acela de glicogen care a fost în mușchi și care a fost consumat prin exerciții fizice. Și totodată se reglează și glucoza din sânge și nu obosim pancreasul să producă oscilatorul insulină. Deci vedeți ce important e. Dacă am făcut un exercițiu fizic sau niște mișcări, un antrenament, să zicem noi, de o jumătate de oră, așa mai obositor, și nu dăm organismului ceea ce trebuie, organismul folosește tot ce întâlnește în cale, iar dacă nu are ce folosi, apelează la proteinele din mușchi. Am înțeles. Mai putem aminti ceva? Așa, alte plante. Plante. Dacă... Iar o plantă, și apoi intru și la ale noastre, există o plantă numită Griffonia simplicifolia. Așa se numește științific, așa e să și spune Griffonia, nici nu știu altă denumire. E o plantă care la fel este extract natural din ea în capsule. E planta care conține în cantitate foarte mare 5-hidroxitriptofanul, adică aminoacidul triptofan se transformă în 5-hidroxitriptofanul, care la rândul lui se transformă în serotonină ziua pentru starea sufletească și fericirea din timpul zilei, iar noaptea melatonină. Dar de ce e importantă această plantă? Pentru că dă o stare de sățietate, dar mai ales pentru dulciuri. Asta e planta caracteristică care taie pofta de dulce. Pentru că, în general, persoanele care sunt mai plinuțe, care doresc să slăbească, în general, sunt foarte avide de dulce. Și această plantă vine și taie pofta de dulce și nu mai ai nevoie. Am înțeles, iar o alta? Așa, ceaiul verde, pe care o cunoaștem toți. Ceaiul verde este o plantă bună. Ea conține mulți polifenoli, substanțe antioxidante care protejează celulele, conține taninuri care împiedică transformarea grăsimilor, împiedică formarea depozitelor de grăsimi și împiedică transformarea glucidelor în grăsimi. Ceaiul verde conține teină care dă acea tonifiere a sistemului nervos. Și ceaiul verde, toată lumea știe că detoxifică organismul și elimină. Deci grăbește arderea lipidelor. Așa. De multe ori mâncăm ananas sau luăm o capsulă în care scrie ca și component bromelaină. Atunci înseamnă că noi consumăm ananas, bromelaina se extrage din ananas, este o enzimă digestivă care reglează digestia și digestia fiind mai bună, nu se vor
face depozite de grăsimi și se va topi grăsimea în exces, grăsimea în plus. Da, suntem aproape la final. Iar dintre plantele noastre, crușinul este cea mai bună plantă laxativă. Dintre cele mai cunoscute de la noi, care trebuie să o folosim numai mult de o săptămână, cu mare grijă, să nu timpul de uscare trebuie să fie un an, că sunt niște substanțe toxice numite antrachinone, care dacă nu sunt transformate în ceea ce trebuie, el poate să fie inflamatoriu, poate să fie purgativ. Așa, dar putem să-l înlocuim cu volbura, o plantă laxativă foarte bună, ușor laxativă, care nu produce inflamație, o putem folosi timp îndelungat. Vine cicoarea. Cicoarea este planta renumită pentru reglarea celor doi hormoni, hormonul foamei și hormonul sățietății leptina, prolina și leptina, și este în favoarea hormonului sățietății. Deci, ca atare, accentuează sățietatea, deci taie pofta de mâncare. Deci se spune că chiar nici nu s-a găsit o plantă mai bună decât cicoarea în acest domeniu. Păpădie, soc, porumb. Deci, în concluzie, cam toate plantele noastre diuretice elimină depozitele de apă. De foarte multe ori sunt persoane care iau kilograme în greutate, dar de fapt au mari retenții de apă. Deci nu este bun acest echilibru hidric. Deci toate plantele diuretice sunt bune. Plantele laxative înseamnă că ajută la eliminare pe cale digestivă. Antiinflamatorii și ele la fel sunt răspunzătoare. Deci sunt combinații de plante în care intră toate. Combinație ceai-slăbire. Este tinctură-slăbire. Capsule-slăbire. Sunt diferite, sunt capsule, ceaiul din plantele noastre indigene. Exact, sunt plante în care capsule în care găsim cambogia și grifonia, deci extract natural, găsim bromelaină, deci sunt mai multe. Iar semințele despre care am spus, semința de in, de psilium, de quinoa, de chia, se află în pungi care le luăm ca și un aliment și le preparăm acasă. Am înțeles. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Cred că a fost o emisiune interesantă pentru telespectatorii noștri, așa cum spuneam și la început, pentru că mulți doresc să fie la greutatea ideală. Vă aștept și data viitoare să mai discutăm despre alte plante, despre alte afecțiuni care pot fi remediate, reparate cu ajutorul plantelor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!